Ieri, crizei guvernamentale de la București este așteptată cu interes și în Republica Moldova. Sunt proiecte comune care urmează să fie deblocate. Acum când cele două state marchează 3 decenii de relații diplomatice, Maia Sandu se află la București, la invitația oficială a omologului român. Cei doi președinți au avut deja o discuție la Palatul Cotroceni, la finalul căreia au și făcut declarații și a fost semnată o foaie de parcurs cu date concrete despre domeniile în care cele două state vor colabora cu prioritate. De altfel, președintele Republicii Moldova a arătat că România rămâne principalul sprijin pentru țara sa, mai ales în acest an greu pandemic. Maia Sandu se întâlnește la Palatul Victoria și cu premierul interimar Florin Câțu. Am discutat pe larg pe tema agendei europene a Republicii Moldova, inclusiv în perspectiva viitorului summit al Parteneriatului Estic din decembrie. Dorim ca acesta să aibă ca rezultat un angajament solid față de partenerii estici, cei mai ambițioși și avansați în implementarea reformelor. Pe agenda convorbirilor de astăzi s-a aflat și problematica de securitate regională. Suntem preocupați de climatul de securitate de la Marea Neagră. România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrian, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Datorită României, Republica Moldova a primit primele donații de vaccin anticovid-19. Donațiile ne-au permis să inițiem procesul de vaccinare deja la începutul lunii martie și să salvăm mii de vieți. Un aspect important de care depinde viitorul Republicii Moldova este securitatea energetică. În context, salutăm finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. De la 1 octombrie, acesta a devenit funcțional. Un alt proiect foarte important pentru noi este construcția podului rutier peste Prut la Ungheni. El ne va conecta mai ușor atât la Iași, cât și de autostrada care va lega estul României de Uniunea Europeană.